Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, am vrea să purtăm o conversație cu voi în dimineața aceasta despre școală și despre ce se mai întâmplă în școala românească. Mă refer, evident, la mediul preuniversitar, pentru că, sincer, mi se pare că a devenit foarte greu să urmărești cam cum se mai desfășoară școala. Și dacă se mai desfășoară. Da, mereu sunt ba vacanțe amânate, ba mutate. Acum înțeleg că urmează niște simulări de capacitate pentru clasele, sau evaluare, mă rog, pentru clasele a doua, a patra și a șasea, care trebuiau să se desfășoare în altă perioadă și s-au întors. În unele locuri școala se desfășoară fizic. Acum că se trece, mă rog, că rata de infectare a scăzut și se intră în scenariu verde și copiii trebuie să se întoarcă din nou la școală. La școală. Adică am această declarație a ministrului educației pentru EduPedu, zice așa: dacă vinerea asta, rata de infectare e mai mică de 1 la 1000, atunci școlile din localitățile cu această rată vor funcționa cu prezența fizică a elevilor la cursuri. În săptămâna 17-21 mai. Acum toată țara e sub 1,5 la 1000. Scenariile prevăd ca rata de incidență să fie de 1 la 1000 ca să se intre în verde și prezența fizică a tuturor elevilor. Deci, în primul rând, întrebarea este așa: unde credeți că e mai bine pentru copii în perioada asta? La școală, fizic sau acasă? Măcar acasă poți să-i supraveghezi cât de cât, să stai cu ochii pe ei, să vezi ce se întâmplă. Așa, ba se duc la școală, ba se întorc. Mie mi-e neclară toată povestea asta. 0372069599. Nu, și în plus, în multe familii s-au schimbat obiceiurile de când cu pandemia. Adică oamenii s-au obișnuit acum cu copii acasă. Uh-huh. E o dificultate în a-i duce la școală, a-i lua cineva de la școală. Bun. În acest context, aș vrea să reținem și o declarație a fostului ministru al educației, domnul Mircea Miclea, care spune așa, citez: este o greșeală decizia de a ține închise școlile pentru 500.000 de elevi din clasele 5, 7 și 9, 11, și asta este atât de complicat. Da, pentru că sunt anii terminali, iar e de asta diferența. Iată ce spune domnul Miclea. Exact țările cu cele mai slabe rezultate la PISA, adică și România, au ținut cel mai mult timp școlile închise. Și el a avertizat: consecințele sunt sabotarea viitorului economiei naționale, în condițiile în care știm cu toții că principala avuție națională vor fi competențele naționale, nu resursele naturale în economia viitorului. Vom deveni, probabil, culegători de sparanghel calificați, în loc să fim exportatori de tehnologie, a declarat domnul Mica pentru edupedu.ro. 0372069599 e numărul nostru de telefon, avem câteva minute. Deci unde credeți că e mai bine pentru copii în perioada asta? La școală, fizic, adică la școală, sau acasă, să măcar să învețe online? Și dacă mai înțelegeți ceva din felul în care se desfășoară educația pentru copiii voștri sau pentru nepoții noștri? Că, sincer, noi, așa ca jurnaliști, avem dificultăți să urmărim tot fenomenul, dar poate caz cu caz o fi mai simplu. Sunați-ne, vă rog. Marius e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, Marius! Salut! Bună dimineața! Bună. De la Sibiu. Da. Vă deranjez? Da. Răspunsul e la școală, din punctul meu de vedere. Am experimentat ambele variante, cred că precum majoritatea românilor. Da. În ce clasă e băiat, copilul sau copiii? În ce clasă sunt? Doi copii, a întâia, a treia. Uh-huh. Ok. Și am avut ocazia să avem și școala online. Da. Destul de dificil, dar s-a realizat. Și am acum de ceva timp deja funcționează cu prezența la școală. Adică, acum, auzind ce spuneați, da, într-adevăr, în anumite localități, probabil, încă se merge pe online sau semi, nu știu, hibrid, dar aici a funcționat fiecare școală după scenariu, mă rog, după regulile definite și, dacă s-a putut, după scenariu verde, adică s-a mers la școală. Și Marius, observ că pentru psihicul sau moralul copiilor e mult mai bine de a interacționa și de a face fizic Și eu cred asta. Da, Marius, vreau să te întreb, dacă ar fi să te uiți în urmă așa, la acest an care a trecut, în care a fost, mereu s-au schimbat regulile, ba a fost într-un fel, ba a fost în altfel, cum, care crezi că este efectul asupra educației copiilor tăi? Școala asta, efectul, un efect observat de mine, care
sunt în general și am fost și sunt foarte ocupat, este faptul că ne-a apropiat mai mult, pur și simplu, anul ce a trecut. Deci educația, o parte din educație a fost mai intensă în zona de familie. V-ați implicat voi mai mult în educație, asta îmi spui? Ne-am implicat și am și observat rezultate, pentru că anumite lucruri nu se studiază și nu se vor studia niciodată la școală. Mulțumesc foarte mult, Marius, pentru intervenție. E Flavius cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, Flavius! Neața. Bună dimineața! Da. Din punctul meu de vedere, școala n-ar fi trebuit să se oprească deloc. Copiii trebuia să meargă, chiar dacă a fost pandemie, trebuia să meargă mai departe fizic la școală. Pe zona de online, din ceea ce am văzut, și am copii în clasa 11, 9 și a 6. Da. S-au acumulat foarte multe goluri, care, hai că poate la cel din clasa 6 are timp să recupereze, dar cel care e în 11 acum și urmează anul viitor să dea un bacalaureat și un examen de admitere la universitate, dorim noi una bună de prestigiu, va trebui să depună un efort foarte mare ca să ajungă la nivelul unde e necesar să poată să fie admis în universitatea respectivă. Online-ul, din punctul meu de vedere, a fost un fiasco sau aproape un fiasco, hai să zicem, să zicem general că poate sunt zone și în școli de, poate s-a performat mai bine, dar cred că mare majoritatea cazurilor a creat niște goluri foarte mari din punct de vedere econațional și s-a mai întâmplat un lucru care eu iar îl văd foarte negativ. Copiii au stat izolați, ceea ce din punct de vedere social e și așa o problemă cu socializarea la vârsta asta. Unii socializează foarte greu între ei. I-a pus într-o... i-a izolat foarte tare și va crea niște probleme pe termen lung, părerea mea, din punctul ăsta de vedere pentru generația care acum a trecut prin pandemie la vârsta de 13, 14, 15, 16 ani. Mulțumesc, Flavius, pentru intervenție. Într-adevăr, sunt de acord cu tine în cea mai mare parte. Am îndoieli în privința faptului că școlile ar fi trebuit să fie menținute deschise. Aici trebuie să pui în balanță. Problema e că s-ar fi transformat mai mult ca sigur în medii de contagiune, în focare și s-ar fi îmbolnăvit mulți părinți și mulți bunici. Aici a fost, de fapt, calculul făcut, balanța în care au trebuit puse aceste riscuri. Gianina, bună dimineața! Bună dimineața, Gianina! Bună dimineața! Ultimul telefon. Da, te rog, Gianina, te ascultăm. Eu am două fetițe la școală, una în clasa 8 și una în clasa 11. Vreau să vă spun că vis-a-vis de învățământul online, proporții de 50% sunt mulțumite. Ar fi trebuit ca copiii noștri să meargă la școală. Efectele negative privind educația lor le văd foarte negative pe termen lung și se vor vedea peste ani, poate nu anul ăsta. Suntem foarte emoționați, nu numai noi părinții, ci și copiii noștri vis-a-vis de examenele care urmează. Nimeni nu s-a gândit și efectul psihologic al copiilor, cum au spus și părinții dinaintea mea, lipsa socializării se vede, au niște emoții fantastice, să nu ne dezamăgească, pentru că presiunea este foarte mare, toți dorim ca, mă rog, de copiii noștri să intre la licee bune și de aici se vede. Mulțumesc foarte mult, Gianina, pentru intervenție și vă mulțumesc tuturor pentru telefoane și celor care nu mai aveți timp să intrați. Sunt foarte bune intervențiile voastre și uite, o să vorbesc cu domnul Striblea, să facă în România în direct niște, cum să spun, dezbateri mai ample pe subiectul ăsta, care mi se pare foarte important. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.